Deputatul PSD Călăraș, Dumitru Coarnă, prin declarația politică susținută în Parlament săptămâna trecută, a semnalat o serie de nereguli legate de managementul Spitalului Municipal Oltenița din județul Călăraș și a atras atenția cu privire la frauda în cuantum de 140.000 de lei la bugetul spitalului. Declarație politică. Vorbim despre plagiat, pentru că România este o țară a plagiatului. Acuzații de plagiat la ocuparea postului de manager al Spitalului Municipal Oltenița, județul Călăraș. Restricționarea pacienților non-COVID la serviciile medicale și fraudă la bugetul spitalului sunt lucruri care recomandă pe noul manager. În 19.04.2021 a fost organizat concursul de ocupare a funcției de manager al Spitalului Municipal Oltenița, în urma căreia domnul dr. Cocoșilă Claudiu a fost declarat admis. Raportat la maniera în care domnul doctor a înțeles să ocupe funcția de manager al acestui spital, contracandidatul său l-a acuzat de plagiat. Este evident că doctorul Cocoșil a plagiat proiectul de manager de management al acestui al celuilalt candidat și a câștigat în mod ilegal concursul. Ca să fie complet, a formulat și o declarație în fals pe propria răspundere pe această temă, cu toate că situația de fapt îl contrazice. Chiar dacă proiectele realizate și depuse de cei doi candidați pentru ocuparea funcției de manager se regăsesc pe site-ul Spitalului Municipal Oltenița, putând fi comparate și analizate cu ușurință, cei interesați nu vor să vadă adevărul. Proiectul contracandidatului a fost depus în plic sigilat, medicul Cocoșilă Claudiu având acces la el tocmai prin complicitatea membrilor comisiei de examen, frauda fiind evidentă. A fost formulată o contestație prin care s-a solicitat constatarea plagiatului, iar comisia a refuzat să analizeze și să constate adevărul. Cel mai recomandă pe actualul manager, în afară de faptul că a obținut în mod legal funcția prin fraudarea concursului, de când a fost numit manager interimar, octombrie 2020, acesta a început un proces de represiune asupra contracandidatului său, singurul medic oftalmolog specializat din spital, încălcându-i constant drepturile conferite prin contractul de muncă și fișa postului. Din noiembrie 2020, managerul restricționează accesul pacienților la serviciile medicale oftalmologice, în condițiile în care spitalul deține aparatură performantă de 150.000 euro finanțată de la bugetul de stat. Această decizie produce consecințe deosebit de grave asupra stării de sănătate a pacienților. Spitalul Oltenița derulează contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, are medici specialiști, deține aparatură finanțată de la bugetul de stat, are bloc operator reabilitat și adresabilitate pentru 100.000 de locuitori arondați. Noul manager încalcă constant legea, afectând sănătatea pacienților. În decembrie 2020, același manager hotărăște să închidă cabinetul de oftalmologie din ambulatoriu, iar în ianuarie 2021 asistat și serviciile medicale din spitalizarea de zi în oftalmologie, pe motiv că nu are infrastructură, deși în vara anului 2020 inspecția DSP nu a confirmat o astfel de neconformitate. Prin decizia managerului s-a interzis astfel accesul pacienților la toate serviciile medicale oftalmologice în spitalul public, deși spitalul derulează contracte cu Casa de Asigurări și are structura aprobată de Ministerul Sănătății în această specialitate, iar conform ordinului de ministru 434 din 26.03.2021, Spitalul Municipal Oltenița trebuie să asigure circuite și servicii medicale pentru pacienții non-COVID. În decembrie 2020 și februarie 2021 au fost emise și achitate prin fraudă două facturi, în valoare de 70.000 lei fiecare, cauzându-se un prejudiciu de 140.000 lei în bugetul spitalului. Prin acest mecanism fraudulos, managerul a achitat contravaloarea unor sisteme de securitate existente și funcționale la data facturării, executate și donate anterior de către o altă societate din municipiul Oltenița. Practic, managerul a facturat o donație în mod succesiv și a încasat prin fraudă suma de 140.000 lei. Sper ca cineva să dezvolte o anchetă.